Vă salut, prieteni! Sunt Cristian Alexandrescu. Pentru a studia calea adevărată, ascultați doar glasul lui Dumnezeu, nu zvonurile satanei. Versete din Biblie pentru referințe. Oile mele ascultă glasul meu, eu le cunosc, iar ele mă urmează. Ioan 10:27. Așadar, deci, credința vine prin ceea ce auzim, iar ceea ce auzim vine prin cuvântul lui Hristos. Roman 10:17. Poporul meu este nimicit din lipsă de cunoștință. Osea 4:6. Proștii mor din lipsă de judecată. Proverbe 4:6. Cuvinte relevante ale lui Dumnezeu. Din moment ce căutăm urma pașilor lui Dumnezeu, trebuie să căutăm voia lui Dumnezeu, cuvintele lui Dumnezeu, cuvântările lui Dumnezeu, pentru că acolo unde sunt cuvintele noi ale lui Dumnezeu este vocea lui Dumnezeu și unde este urma pașilor lui Dumnezeu sunt faptele lui Dumnezeu. Acolo unde există expresia lui Dumnezeu este arătarea lui Dumnezeu și acolo unde există arătarea lui Dumnezeu există adevărul, calea și viața. În timp ce căutați urma pașilor lui Dumnezeu, ați ignorat cuvintele că Dumnezeu este adevărul, calea și viața. Deci când mulți oameni primesc adevărul, ei nu cred că au găsit urma pașilor lui Dumnezeu și cu atât mai puțin recunosc arătarea lui Dumnezeu. Ce greșeală serioasă! Din apariția lui Dumnezeu a adus o nouă eră, în cuvântul se arată în trup. A studia un astfel de lucru nu este dificil, dar cere fiecăruia dintre noi să cunoască adevărul acesta. El, care este întruparea lui Dumnezeu, va avea esența lui Dumnezeu și El, care este întruparea lui Dumnezeu, se va exprima ca Dumnezeu. De vreme ce Dumnezeu se întrupează, va aduce cu sine lucrarea pe care trebuie să o facă și de vreme ce Dumnezeu se întrupează, va exprima ce este El și va putea să aducă adevărul omului, să dea viață omului și să-i arate omului calea. Trupul care nu conține esența lui Dumnezeu, cu siguranță nu este Dumnezeu întrupat. În privința aceasta nu există nicio îndoială. Pentru a cerceta dacă este trupul întrupat al lui Dumnezeu, omul trebuie să constate lucrul acesta după firea pe care o exprimă el și cuvintele pe care le spune. Adică faptul că este sau nu trupul întrupat al lui Dumnezeu și dacă este sau nu adevărata cale, trebuie judecate după esența lui. Și astfel, pentru a stabili dacă este trupul lui Dumnezeu întrupat, cheia este să se acorde atenție esenței lui, lucrării lui, cuvintelor lui, firii lui și multor altor lucruri, mai degrabă decât aspectul exterior. Din prefață la cuvântul se arată în trup. Cei care nu înțeleg adevărul îi urmează mereu pe ceilalți. Dacă oamenii spun că aceasta este lucrarea Sfântului Duh, atunci și tu spui că este lucrarea Sfântului Duh. Dacă oamenii spun că este lucrarea unui spirit rău, atunci și tu ai îndoiel sau spui că este lucrarea unui spirit rău. Tu repeți mereu cuvintele altora și ești incapabil să distingi orice pe cont propriu. Ești incapabil și să gândești pe cont propriu. Înseamnă să fii o persoană fără poziție, incapabilă să distingă. O astfel de persoană este un nenorocit fără valoare, astfel de oameni repetă întotdeauna cuvintele altora. Azi se spune că aceasta este lucrarea Duhului Sfânt, însă există posibilitatea ca într-o zi cineva să spună că nu este lucrarea Duhului Sfânt și nu este nimic altceva decât faptele omului. Cu toate acestea, nu poți vedea prin aceasta, iar când ești martor la rostirea ei de către alții, spui același lucru. De fapt, este lucrarea Duhului Sfânt, dar tu spui că este lucrarea omului. Nu ai devenit unul dintre cei care blasfemiază lucrarea Duhului Sfânt? Prin aceasta, nu-i te-ai opus lui Dumnezeu pentru că nu poți deosebi? Cine știe, poate că într-o zi va apărea vreun nebun care va spune că aceasta este lucrarea unui spirit rău. Iar atunci când vei auzi aceste cuvinte, vei fi dezorientat și încă o dată legat de cuvintele celorlalți. De fiecare dată când cineva agită apele, ești incapabil să-ți menții poziția și toate acestea se întâmplă din cauza că nu deții adevărul. Credința în Dumnezeu și urmărirea cunoașterii lui Dumnezeu nu sunt chestiuni simple. Nu pot fi obținute pur și simplu prin adunări și ascultarea predicilor. Și nu poți fi desăvârșit doar prin pasiune. Trebuie să experimentezi, să cunoști, să ai principii în acțiunile tale și să câștigi lucrarea Duhului Sfânt. După ce ai trăit experiență, vei putea deosebi multe lucruri. Vei putea face distinția între bine și rău, între dreptate și ticăloșie, între ceea ce aparține de trup și sânge și ceea ce aparține de adevăr. Ar trebui să poți distinge între toate aceste lucruri și în acest proces, indiferent de circumstanțe, nu vei fi niciodată pierdut. Doar aceasta este statura ta reală. Cunoașterea lucrării lui Dumnezeu nu este o chestiune simplă. Ar trebui să ai standarde și un obiectiv în căutarea ta. Ar trebui să știi cum să cauți calea reală și cum să determini dacă este calea reală sau nu și dacă este lucrarea lui Dumnezeu sau nu.
Care este principiul cel mai de bază în căutarea căii adevărate? Trebuie să te uiți dacă este lucrarea Duhului Sfânt sau nu, dacă aceste cuvinte sunt expresia adevărului sau nu, cine este mărturisit și ce îți poate aduce. Distincția între calea reală și cea falsă necesită câteva aspecte ale cunoștințelor de bază, cele mai fundamentale fiind faptul de a putea spune dacă este lucrarea Duhului Sfânt sau nu. Pentru că esența credinței omului în Dumnezeu este credința în Duhul lui Dumnezeu și chiar credința lui în Dumnezeu întrupat este deoarece acest trup este întruchiparea Duhului lui Dumnezeu, ceea ce înseamnă că o astfel de credință e totuși credința în Duh. Există diferențe între Duh și trup, dar pentru că acest trup vine de la Duh și este cuvântul întrupat, în ceea ce crede omul este totuși esența inerentă a lui Dumnezeu. Și astfel, în deosebirea dintre calea adevărată și cea falsă, trebuie mai presus de toate să te uiți dacă este lucrarea Duhului Sfânt sau nu, după care trebuie să te uiți dacă există sau nu adevăr în această cale. Acest adevăr este firea vieții umanității normale, adică ceea ce a cerut Dumnezeu omului atunci când l-a creat la început, cu alte cuvinte, întreaga umanitate normală, inclusiv simțul uman, înțelegerea, înțelepciunea și cunoștințele de bază de a fi om. Altfel spus, trebuie să te uiți dacă această cale îl poartă sau nu pe om într-o viață de umanitate normală, dacă adevărul rostit este sau nu necesar în conformitate cu realitatea umanității normale, dacă acest adevăr este sau nu practic și real și dacă este sau nu cel mai oportun. Dacă există adevăr, atunci poate purta omul în experiențe normale și reale. Omul mai mult devine și mai normal, simțul uman al omului devine și mai complet. Viața omului în trup și viața spirituală devin și mai organizate, iar emoțiile omului devin și mai normale. Acesta este cel de-al doilea principiu. Mai există un principiu și anume dacă omul are sau nu tot mai multe cunoștințe despre Dumnezeu, dacă experimentează unei astfel de lucrări și a unui astfel de adevăr, dacă experimentarea unei astfel de lucrări și a unui astfel de adevăr pot inspira sau nu dragostea de Dumnezeu în el și îl pot aduce și mai aproape de Dumnezeu. Prin acestea se poate determina dacă este sau nu calea reală. Cel mai important este dacă această cale este realistă mai degrabă decât supranaturală și dacă poate oferi sau nu viață omului. Dacă se conformează acestor principii, se poate concluziona că aceasta este calea adevărată. Spun aceste cuvinte nu pentru a vă face să acceptați alte căi în experiențele viitoare, nici ca o previziune că va exista lucrarea unei alte epoci noi în viitor. Le spun pentru ca voi să aveți certitudinea că această cale de azi este calea adevărată, astfel încât să nu fiți siguri doar pe jumătate de credința voastră față de lucrarea de azi și să nu puteți obține înțelegerea despre aceasta. Încă există mulți care, în ciuda faptului că sunt siguri, încă sunt confuzi. O astfel de certitudine nu are principii și ei trebuie eliminați mai devreme sau mai târziu. Chiar și cei care sunt foarte înflăcărați în urmărirea lor sunt pe 3 părți siguri și 5 părți nesiguri, ceea ce demonstrează că nu au o bază, deoarece valoarea voastră este prea slabă și baza voastră este superficială. Nu puteți înțelege diferența. Dumnezeu nu-și repetă lucrarea, nu săvârșește o lucrare nerealistă, nu are cerințe excesive de la om, ci nu săvârșește o lucrare dincolo de simțul omului. Toată lucrarea pe care o săvârșește se află în sfera simțului normal al omului și nu depășește simțul umanității normale, iar lucrarea lui este conform cerințelor normale ale omului. Dacă este lucrarea Duhului Sfânt, omul devine și mai normal, iar umanitatea lui devine și mai normală. Omul are tot mai multe cunoștințe în ceea ce privește firea sa, care a fost coruptă de Satana, și în ceea ce privește esența omului, având tot mai multă dorință pentru adevăr. Cu alte cuvinte, viața omului crește și crește, iar firea coruptă a omului devine capabilă de tot mai multe schimbări, toate fiind semnificația lui Dumnezeu care devine viața omului. Dacă o cale este incapabilă să dezvăluie acele lucruri care formează esența omului, este incapabilă să modifice firea omului și mai mult, e incapabilă să-l aducă în fața lui Dumnezeu sau să-i ofere o înțelegere reală a lui Dumnezeu, înjosindu-i chiar umanitatea și făcându-i simțurile să fie și mai anormale, atunci această cale nu trebuie să fie calea adevărată și poate fi lucrarea unui spirit rău sau calea veche. Pe scurt, nu poate fi lucrarea prezentă a Duhului Sfânt. Voi ați crezut în Dumnezeu în toți acești ani, însă nu aveți nici cea mai mică bănuială în ceea ce privește principiile pentru a face diferența dintre calea adevărată și cea falsă sau pentru a căuta calea adevărată. Majoritatea oamenilor nici măcar nu sunt interesați de aceste chestiuni. Pur și simplu, merg acolo unde merge majoritatea și repetă ceea ce spune majoritatea.
Cum este aceasta o persoană care caută calea adevărată? Și cum pot găsi astfel de persoane calea adevărată? Dacă înțelegi aceste câteva principii cheie, atunci, indiferent ce se întâmplă, nu vei fi înșelat. De unde vin zvonurile și cum iau naștere? Versete din Biblie pentru referințe. Așadar, șarpele era mai șiret decât toate fiarele câmpului pe care l-a făcut Iahve Dumnezeu. Și el i-a zis femeii, da, a zis Dumnezeu, să nu mâncați din toți copacii din grădină, iar femeia a spus șarpelui, putem mânca din rodul pomilor grădinii, însă din fructele copacului care este în mijlocul grădinii, Dumnezeu a spus să nu mâncați din el, nici să nu-l atingeți, ca nu cumva să muriți. Iar șarpele i-a spus femeii, moartea voastră nu e o certitudine, pentru că Dumnezeu știe că în ziua în care veți mânca din acesta, ochii voștri se vor deschide, iar voi veți fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul. Geneza 3:1-5. De ce nu înțelegeți vorbirea mea? Pentru că nu puteți asculta cuvântul meu. Voi sunteți de la tatăl vostru diavolul și vreți să îndepliniți dorințele tatălui vostru. El de la început a fost ucigaș și n-a stat în adevăr, pentru că în el nu este adevăr. Ori de câte ori spune o minciună, el vorbește din ale lui, pentru că este mincinos și tatăl minciunii. Ioan 8:43-44. Cuvinte relevante ale lui Dumnezeu. Când pământul nu exista încă, arhanghelul era cel mai mare dintre îngerii cerului. El avea autoritatea asupra tuturor îngerilor din ceruri. Aceasta a fost competența pe care i-a acordat-o Dumnezeu. Cu excepția lui Dumnezeu, era cel mai mare dintre îngerii cerului. Când Dumnezeu a creat mai târziu omenirea, arhanghelul a îndeplinit o trădare mai mare față de Dumnezeu pe pământ. Spun că l-a trădat pe Dumnezeu pentru că a vrut să gestioneze omenirea și să depășească autoritatea lui Dumnezeu. Arhanghelul a ispitit-o pe Eva în păcat. A făcut-o pentru că voia să stabilească împărăția pe pământ și să facă omenirea, să-l trădeze pe Dumnezeu și să-l asculte pe el în schimb. A văzut că erau multe lucruri care îl ascultau. Îngerii îl ascultau, la fel ca și oamenii de pe pământ. Păsările și fiarele, copacii pădurilor, munții, râurile și toate lucrurile de pe pământ erau în grija omului, adică Adam și Eva. În timp ce Adam și Eva îl ascultau, arhanghelul a dorit astfel să depășească autoritatea lui Dumnezeu și să-l trădeze pe Dumnezeu. Mai târziu a determinat mulți îngeri să-l trădeze pe Dumnezeu, care apoi au devenit diverse spirite necurate. Dezvoltarea umanității până în zilele noastre nu a fost cauzată de corupția arhanghelului. Umanitatea este așa cum e azi, deoarece arhanghelul l-a trădat pe Dumnezeu și a corupt omenirea. Din ar trebui să știi cum a evoluat întreaga umanitate până în ziua de azi, în cuvântul se arată în trup. Mai întâi Dumnezeu i-a creat pe Adam și Eva și a creat și un șarpe. Dintre toate lucrurile, șarpele era cel mai otrăvitor. Corpul său conținea venin, iar Satana a luat din acest venin pentru a-l folosi. Șarpele a fost cel care a ispitit-o pe Eva să păcătuiască. Adam a păcătuit după ce a făcut-o Eva, iar cei doi au fost apoi capabili să distingă între bine și rău din ar trebui să știi cum a evoluat întreaga umanitate până în ziua de azi, în cuvântul se arată în trup. Toată nesupunerea față de Dumnezeu vine de la Satana. Satana este izvorul întregii urâțenii și răutăți. Motivul pentru care omul are calități asemănătoare celor ale lui Satana este că omul a fost corupt și prelucrat de Satana. Din esența lui Hristos este ascultare față de voința Tatălui Ceresc. În cuvântul se arată în trup. Natura coruptă a omului provine în întregime de la Satana și natura omului a fost prelucrată și coruptă de către Satana. Adică omul supraviețuiește sub influența răutății și a urâțenii acestuia. Omul nu crește într-o lume a adevărului sau într-un mediu sfânt și mai mult nu trăiește în lumină. De aceea adevărul este imposibil să fie născut în natura fiecărei persoane și în plus ele nu se pot naște cu esență temătoare de Dumnezeu și ascultătoare față de Dumnezeu. Din contră, ele posedă o natură care îi rezistă lui Dumnezeu. Nu-i dă ascultare lui Dumnezeu și nu are nicio dragoste de adevăr. Sufletele omenirii sunt toate la îndemâna Satanei. Ca atare, e de la sine înțeles că și trupul omului a fost ocupat de Satana. Cum ar putea un trup ca acesta și oameni ca aceștia să nu-i reziste lui Dumnezeu și să fie în mod înnăscut compatibil cu el? Motivul pentru care Satana a fost aruncat în jos de către mine în văzduh este că m-a trădat. Așadar, cum ar putea oamenii să scape de repercusiunile acestui lucru? Acesta este motivul pentru care natura umană este trădare. Din o problemă foarte serioasă, trădarea, în cuvântul se arată în trup. Satana îi corupe pe oameni prin educație și influența guvernelor naționale, a celebrității și măreții. Aberațiile lor au devenit viața și natura omului.
fiecare pentru sine, iar ceilalți cum le e norocul. Este o binecunoscută zicală satanică care a fost insuflată în fiecare și a devenit viața umană. Există alte câteva cuvinte ale filozofiei de viață care sunt de asemenea ca acestea. Satana folosește frumoasa cultură tradițională a fiecărei națiuni pentru a educa oamenii, determinând omenirea să cadă și să fie înghițită de un abis nemărginit al distrugerii. În final, oamenii sunt distruși de Dumnezeu pentru că ei îl slujesc pe Satana și îi se opun lui Dumnezeu, din Cum să cunoști natura omului în Consemnări ale cuvântărilor lui Hristos. Puțin bănuiește omul că, deși aripile muștei sunt frumoase și încântătoare, la urma urmelor nu este decât o muscă minusculă, plină de murdărie și acoperită de germeni. Prin forța părinților lor, niște porci și câini, ei aleargă nebuniți de furie de-a curmezișul țării. Acest lucru se referă la oficialii religioși care îl persecută pe Dumnezeu pe baza unui sprijin puternic din partea țării, trădând adevărul și pe adevăratul Dumnezeu, cu o ferocitate copleșitoare. E ca și cum fantomele fariseilor evrei s-au întors împreună cu Dumnezeu la națiunea Marelui Balaur Roșu, în vechiul lor cuib. Ei și-au reînceput persecuția continuându-și lucrarea care se întinde peste câteva mii de ani. În cele din urmă, acest grup de degenerați cu siguranță va pieri de pe pământ. Se pare că după câteva milenii, duhurile necurate au devenit chiar mai viclene și șirete. Ele se gândesc în mod constant la modalități de a submina în mod secret lucrarea lui Dumnezeu. Sunt îndemânate și dibaci și doresc să reia în patria lor tragedia de acum câteva mii de ani. Acest lucru aproape îl îndeamnă pe Dumnezeu să scoată un strigăt puternic și cu greu poate el să se rețină de la a se reîntoarce la al treilea cer pentru a-i nimici. Prieteni, atât pentru azi, sunt Cristian Alexandrescu, pe curând!